Am revenit, doamnelor și domnilor, masa de Paști din nou în casa dumneavoastră. De 18 ani suntem împreună. Din nou, iată, artiștii veniți aici cu familiile lor, în marea familie a televiziunii române. Sper din toată inima să ne revedem în aceeași formulă, cu aceeași atmosferă în fiecare an. Vă dorim din toată inima noi toți să aveți parte de sărbători frumoase și, de ce nu, să vă bucurați întotdeauna alături de Postul Public atunci când, iată, vă oferim astfel de programe speciale. Doamnelor și domnilor, a intrat Eliana aici în platou și am zis, bun, a venit cu familia. Zic, e băiatul tău? Nu! Este nepotul ei și vreau să ne spui, da, Hristos a înviat. Cine e adevărat, a înviat? Bună! Stai tu, vino aici, vino aici lângă mine la microfonul meu. A, așa, prezintă-ne-l, te rog frumos. Este Alexandru și este băiatul surorii mele mijlocii. Da. Este nepotul meu preferat. Dar de ce e preferat? Pentru că de câte ori ne strângem așa în familie și nu numai, am constatat și sora mea zice, Alexandru, zici că e făcut de tine și Cătălin, fiul meu, zici că e făcut de mine. Cătălin nu vrea să apară la televizor, sora mea nu vrea să apară la televizor. Și înțeleg că tu nu mai la televizor, nu? Iar Alexandru, de când era mic, Alexandru avea înclinație spre latura asta artistică. Și face ceva? A și cochetat. Acum îl las pe el, că a făcut dans, a făcut... De mic copil mi-a plăcut să fiu în fața camerei de filmat, acum am mai crescut, am alte aspirații. Ce-ți dorești? Stai puțin, stai puțin. Deci ce-ți dorești, dragă? Să știi că am nevoie de coprezentator, te rog frumos. Am înțeles. Așa? Momentan sunt student. Sunt. Unde? În anul 3 la ASE, la Finanțe Bănci. Finanțe Bănci? Păi ce are asta cu arta? Este nevoie. E nevoie în România. Urmează să plec pentru masterat în Londra și am fost plecat cu Erasmus în Franța și m-am focusat foarte mult pe școală, pe facultate. Am făcut dansuri, am și cântat când eram... Folclor? Folclor, muzică populară. Am cântat la ziua școlii când eram clasa a 7-a, 8-a. Te duci la spectacolele steliane? N-am mai fost de ani de zile. Am înțeles, deci iată, s-a împăcat cu Stelia Nasim, a venit la această emisiune și mulțumim foarte tare, în familie, împreună. S-a vorbit foarte mult de fiind, de nuntă, de naști. Este aici Mariana Angel și fiica. E zvon de nuntă ceva? Încă nu, la încă orizont, nu este niciun fel de zvon în țară. Nu? Nu. Credeam nu. Că redești nouă veste, o știre așa în premieră, încă că se mărită fata Mariana Angel. Încă nu am zis cu atât de multe mămici, copii frumoși aici, m-am alimentat și eu cumva din și vrei, bucuria lor și... Să știi că sunt destul de nerăbdătoare. Câți ani ai? Poți să te întreb? Destul de mulți. Am înțeles, bun. Atunci nu întreb, dar îți dorim din toată inima să ai o familie frumoasă, cel sufletul. Puțin la fel ca cele pe care le-ai văzut astăzi aici. Și cred că o să fie fericită mama, nu? Cu siguranță o să fie fericită mama și o să fie fericiți bunicii mei care... Nu, și-a luat avocat, ei, știți, Mariana Angel. Ar fi fost Angel. Cei mai bucuroși. Mai poți să mai vorbești acasă? Văd că vorbește mai mult ca tine. Să știi că pentru mine este extraordinar că sunt foarte răsfățată. Acasă Adriana gătește, bun. Adriana face curățenie. Da. Da. Bun. Pe mașină, ea conduce și ea vorbește. Tot drumul vorbește. Măi, deci bine, atunci mine... rămâne ca tu să cânti. De-aia ai rămas tu așa tăcută toată emisiunea. A, da, 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 da. Cine da. A vorbit? Matilda, cineva Matilda, de cine? Undeva. Așa, nu, da, serios, astăzi chiar ai fost un pic mai tăcută, așa, e un motiv anume sau că ești între prieteni, nu? M-am bucurat din tot sufletul de fiecare moment și am urmărit cu admirație generația cea mai tânără. A, care deci se bebelușii. Așa, ți-au captat și, atenția. Mi-a fost foarte drag să văd că la... De la o ediție la alta și de la o întâlnire a noastră la alta, apar copii. Apar familii noi, apar chiar. Apar familii noi și chiar suntem o mare familie. Asta ne și place, pentru că multe familii s-au creat chiar aici, pe platourile televiziunii române și sperăm din toată inima să nășim cât mai multe astfel de cupluri. Îți dorim să fii soacră mică și bunică și să ne vedem la masa de Paști în formulă completă. Exact, ar fi cea mai mare bucurie. Petrecerea continuă. Muzică!
zen răsărit de soare, cam o fată, ca o floare, rază răsărit de soare, mă. Știu cânta, m-a stropit cu busuioc să-mi lume noroc. Ochișorii de uitat, gurița de sărutat. Ochișorii de uitat, gurița de sărutat. Știi cânta, să-ți fie dragă lumea. Ți-am dat glas să știi cânta, să-ți fie dragă lumea, mă. Și-ai cântat lume mereu, dorul din sufletul meu, că așa mi-a fost mie dat să drag. Cântec mândru din Ardeal, să răsune peste deal. Cântec ulicune doara, să răsune în toată țara. Cântec mândru din Ardeal, să răsune peste deal. Cântec ulicune doara, să răsune în toată țara. Și bătrân mai, încă se păstrează ora din străbuni. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați-i horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat. Ia-uzi cum răsură ora de-altă dat. Și mă-ntorc cu drag la ai mei olteni, că eu mă simt bine printre cilieni. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat. Ia-uzi cum răsună hora de altă dat. Doina străbună, nici de-al nostru port. Cântecul și jocul îi purta în inimă, și aici la noi și-n țară străină. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați în horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat. Ia-uzi cum răsună hora de-altă dat. Hai veniți cu toți frumos îmbrăcați și strigați-i horă ca la romanați. Hai și noi, neicuță, să mergem în sat. Ia-uzi cum răsună hora de-altă dat. La 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 la
jucăm noi țarina. Hai, hai, la, 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 să miră toată lumea. La, 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 la. La da la da 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 da, că doar joci cu cine-ți place. La da la da 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 da. Și te învârtem în răbire. Hai, hai, la 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 la, nu mă face de rușine. La da 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 da. Hop, hop, hop și iară, hop, hai da mândră să te joci. Ăsta-i jocul de la moț. La da e la da 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 da. Și-l joacă ficiorii toți. La da e la da 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 da. Din țara zărandului. Hai, hai, la 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 la. Până-n dealul Clujului. La da 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 da. Hai da, hop și iară, hop. Hop, hop, hai, hai. Hop, 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 că iară joc. La da e la da 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 da. Tot neamul la un loc. La da la da 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 da. Cine joacă așa ca mine. Hai, hai, la la da da. Ai bă-n lume numai bine. La da 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 da. Cine nu știe țarina. Hai, hai, la la da da. Vii aici așa învăța. La da 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 da. Mulțumim, mulțumim frumos! Nu de foarte mult timp am fost parte, cu mare bucurie, la festivalului Lucreția Ciobanu. Și acolo, doamnelor și domnilor, Silvia Macra a realizat o șezătoare. Cam cum se întâmplă și aici la noi. Ei bine, domnul Medrea, aici de față, și cu domnul Târnăveanu, au fost, să zic așa, atracțiile serii. Domnul Medrea, vă rog frumos mai aproape, că a înțeleg acum v-ați certat după șezătoarea aia, de v-ați așezat departe sau cum? Bineînțeles că ne-a spus voi bine să stăm despărțiți, păi altfel zic, monopolizam șezătoarea sau petrecerea și ziua de Paște. Îmi pare rău, eu am zis să vă așezați unde vreți, de-aia între v-ați certat după, a fost Hristos rău? A înviat. Adevărat a înviat. Eu sunt bine. Așa. El oricum nu o să-și revină niciodată. Bine, el nu e de bine asta, în general. Astăzi ne-am separat un pic, am zis să nu ne mai facem 60 de minune. Să ne mai antrenăm unul pe altul. Dar văd că afinată nimic, nu, n-ai gustat nimic de la masa noastră. Nu-ți place cum am gătit? Sau zine, lipsește ceva? Poate
La noi mai există bun simț. Când știi că n-ai prea adus, nici nu-ți previne să guști. A, deci nici tu n-ai adus nimic. Păi bine, mă, așa se cade. De la Sibiu, ești cu doamna, văd. Am venit cu Mihaela, așa, cu Ana Roberta, cea mică, cu Angelina, cea mare. Am venit să petrec. Câți ani au? 8 ani, face Angelina în octombrie, Ana 2 ani și nevastă mea. Și nevastă mea. Vorba lui Lupu, mai ușor, nu? Mai data mai ușor, viitor. Da. Ușor cu momele, mai ușor cu Ani. Bun, și la dumneavoastră, câți ani are fica dumneavoastră? Eu am fost, o prezentați. Eu am fost mai harnic ca tată de câțiva ani buni. Așa. Parcă el să juca și ea precum să joacă copii de misiune. Și astăzi văd că e cât mine. Dar câți ani are? Câți ani are? Câți ani ai tu, fată? Doar 18. Cum, tu nu mai știi câți ani are fata ta? Ăștia sunt cei oficiali. Ce faci? De la afinată tu să trage? N-ai băut? Eu am crezut că chiar mă credeți că n-am băut nimic. Nu, dar serios, că nu te-am văzut, te-am urmărit, deci nimic. Ți-am de promis, mâncat, n-ai mâncat ți-am promis nimic. Că mă pocăiesc. După șezătoarea aia, cred o că da. O zis că se face mai serios. Am înțeles. Poți să dai microfonul doamnei, te rog frumos? Da. Așa, că voi vorbiți toată ziua la televizor. Hristos a înviat. Adevărat a înviat, doamnă. Spuneți-ne, ce nu vă place la soțul dumneavoastră? Vă rog frumos, că toți suntem în familie, nu ne aude nimeni, vă promit. Angelina îmi șoptește că știe ea. Zi, Angelina, spune-ne, dă din casă, zi. De ce nu-ți place la tata? Fiindcă mă ceartă mereu. Așa, tata, deci te rog să nu mai cerți. Așa, altceva? Atâta. Da, și ce-ți place cel mai mult la tati? Că cântă. Cum cântă, nu? Da. Și cântă prin casă, face vocalize, se pregătește? Sau nu prea? Toată ziua. Spune-mi, te rog, mami cântă? Nu. Nu cântă? Mami cântă în strună și la tati și la fel. Perfect. Pe mami o ceartă, pe mami o ceartă tata. Yes. Nu. Așa, bun. Mami cu minte. Tu, curiosule. Vedeți ce bărbat cum se cade. Da, da, da. Acum aș întreba-o aici. Te rog, vino, să stăm puțin de vorbă. Să știi că Giulia a plecat. Nu, te rog frumos, vino aici la mine. Spune-mi, te rog. De când a venit, de când am început filmarea, am senzația că ai venit cu soacra după tine. Așa e? Așa și e. Te cicăle toată ziua, așa? Păi am noroc că mai merg și la facultate și îl suport când vin acasă. Am înțeles. Spune-mi, ai un iubit, ai un prieten? Putem să îl... să te duci. Păi cum să-l întrebăm pe tata? Stai puțin, vino încoace că e despre tine, lasă-l pe tata. Să părăsească platoul ca să... Vai de capul meu! Nu, dar serios, te lasă liberă, te întreabă, e curios, îți interzice să ieși cu cineva sau... Până acum trebuie să recunosc că m-a ținut din scurt, dar acum nu mai vreau eu. Acum el mă împinge și eu zic, lasă, că am timp. Am înțeles. De Paște sunteți împreună mereu? Da. Da, pentru că în timpul anului suntem plecați și de Paște avem grijă să fim acasă. La slujbă? Mergeți împreună? Da. Minunat. Doamnelor și domnilor, familii frumoase, și am zărit, avem o premieră aici, la masa de Paști. Cred că mă chinui de vreo 10 ani, nu exagerez, de vreo 10 ani. Să o aduc pe Niculina Stoican împreună cu familia, știți, nu Angelica Stoican, nu Adriana, ci cu familia ei, fiul și soțul. Hai, vă rog frumos, nu, veniți aici, nu stați acolo. Hai, veniți încoace, că tot o să și cântăm în formula aceasta. În premieră absolută, așadar, soțul și fiul Nicurinei Stoican în emisiunea noastră la masa de Paști. Bine ați venit și Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! Bine v-am găsit! Domnilor, mă bucur să vă întâlnesc. Așa, lăsați microfonul așa. Ce faci tu? Tu știi de când te caut? Foarte bine! Foarte bine, zici, că n-am nicio treabă, nu? De ce n-ai vrut să vii până acum? Și ce te-a determinat să vii acum? Nu-mi place mie la televizor. Nu-ți place, nu? Dar pe mama o urmărești atunci când cântă, când e în emisiuni? N-aș vrea să-i rănesc sentimentele. Serios, deci nu te uiți niciodată. La microfon, te rog. Nu. Atunci spune-mi, cum e mama altfel decât o știm noi? Cea mai deșteaptă și cea mai frumoasă. Categoric! Să vedem ce zice soțul. Ce zice soțul? Hristos, cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă. A, deci amândoi sunteți topiți, căzuți în admirație. Absolut. Și n-are niciun defect. Niciun defect. Acum spune-mi tu despre ei. Să nu spui la fel, că nu te cred, că te cunosc. Despre Vlad eu vorbesc de o viață și de fiecare dată când sunt la televizor, prima ființă despre care vorbesc este Vlad și apoi bunica mea. Ai idee cât te iubește mama ta? Da. A, da, adică nicio problemă, nu? E normal să te iubească așa?
exagerează câteodată, dar e ok. Te simți sufocat câteodată? Puțin. Ce ai vrea să nu mai facă mama niciodată? Din ceva, din ceea ce face și nu-ți place? Să te aducă la televiziune. Da, să mă aducă la televiziune. Deci, dragă, ți s-a întâmplat odată în viață. Promit că nu mai vii. Bun, în familie întotdeauna de Paște? Da, obligatoriu. Niciodată pe scenă, niciodată nu Paștele, luați un Crăciun, contract, și nimic? Sfânta, și Sfânta Marie. Întotdeauna acasă. Da, întotdeauna suntem la țară, la Prejna, de Paște, de... Gătești? Și de Sfânta Marie, da, mai și gătesc. Ce faci de Paște? Fac ce ciorbe foarte bune. Dar recunosc că am ani de zile de când n-am mai gătit, pentru că am pe fiina mea, pe Simona, pe care o salut și îi doresc sărbători fericite, care face absolut tot. Deci eu dacă vreau să caut în casă, de exemplu, vin la filmare, da? Tu mă chem la filmare și vreau să-mi caut pantofii. Nu o să știu niciodată dacă ea nu e lângă mine. Deci, am înțeles, deci... Am nevoie de orientare. Orientarea, cred că în primul rând ți-o dau ei, nu? Absolut. Sunt gospodină când vin aici, la Vlad, la București. Aici fac foarte multe lucruri pentru că trebuie să le fac și pentru că îmi doresc să fac foarte multe lucruri pentru el, acum cât o să mai am timp să le facă. După aceea, când o să mă înlocuiască cineva, o să le facă și eu o să cad pe locul 2. Deci simt că vor fi probleme când o să te căsătorești, îți dorim succes și viitoarei nurori, de asemenea toate cele bune și succes în familia Niculinei Stoican. Doamnelor și domnilor, petrecerea noastră continuă, vă las la cântat! Printre braze de jaleșe, dor de frați, cuco frețe or, ne cânte de dor. Plâng bătrâni satului, că știu chinul cucului, cuco frețe or, ne cânte de dor. Hora cânte și ne adună, flăcăie s-au prins de mâne, cuco frețe or, ne cânte de dor. Ce așnie, o, cu frățe ori, ni cânte de dor. Lasă tăt bucovineanu să-și ție țarașă neamu, cu frățe ori, ni cânte de dor. Nu-i ogor fără de har, Bucovina plai bogat, cuco frățe or, ne cânte de dor. Dacă o fecoșe să mor, las acasă un fișor, cuco frățe or, ne cânte de dor. Tu din vârful bradului, să-i cânti doina neamului, cuco frățe or, ne cânte de dor. Pleșin pe bejei, rada și nasâniței, cușii frețe ori, să-i cânti cu dor. La breu se poarte cu drag, plosca și vechiul baltag, cușii frețe ori, să-i cânti cu dor. Cânte cucu-n frunza rară, ora din bătrâni amare, cucu frețe ori, nicânte de dor. Cucușe suschine, după noastră bucovine, cucu frațe or, nicânte de dor. Lângă voi s-adună
când ajungem nițvie. Mă tot uit castele nus, în pahar nimic n-o pus. Pe la noi o vorbă sfântă, proasca pe uscanul cântă. Spus amândouă s-o fântânii,
să nu plângi în fața lumii. Orice greutăți te apasă, să le spui numai acasă. N-am să uit eu sfatul tău, viu la pieptul tău mereu. Nu mă lacrimă să-mi cadă, tu îmi cunoști leacul de grabă. Tu, cochilă, te dau pe lumea toată, dar nici eu să nu te-o lăsa. Rămâi fata lui tata. Cine-i bănățan, ăla-i om de omenie, de când lumea așa să știe, la 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 la. Cine-i bănățan, ăla-i om de omenie, de când lumea așa să știe, la 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 la. Bănățan fălos, mândru și arătos, la muzică pătimos, la 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 la. Harnic și bogat, cu suflet curat, bănățan adevărat, la 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 la. Cine-i bănățan, îi om fain cu lumea toată, și strânge orta și roată, la 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 la. Cine-i bănățan, îi om fain cu lumea toată, și strânge orta și roată, la 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 la. Bănățan fălos, mândru și arătos, la muzică pătimos, la 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 la. Harnic și bogat, cu suflet curat, bănățan adevărat, la 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 la. Cine-i bănățan, îi strânge șâle de la toți, la copii și la nepoți, la 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 la. Cine-i bănățan, îi strânge șâle de la toți, la copii și la nepoți, la 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 la. Bănățan fălos, mândru și arătos, la muzică pătimos, la 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 la. Harnic și bogat, cu suflet curat, bănățan adevărat, la 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 la. Cine-i bănățan, cu muzica își petreșe, nimeni în lume nu-l întreșe, la 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 la. Cine-i bănățan, cu muzica își petreșe, nimeni în lume nu-l întreșe, la 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 la. Bănățan fălos, mândru și arătos, la muzică pătimos, la 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 la. Harnic și bogat, cu suflet curat, bănățan adevărat, la 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 la. Bănățan fălos, mândru și arătos, la muzică pătimos, la 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 la. Harnic și bogat, cu suflet curat, bănățan adevărat, la 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 la. Hai să
Mulțumim! Mulțumim tuturor, doamnelor și domnilor, ne-am simțit și astăzi ca între prieteni, în familie, alături de dumneavoastră. Aceasta a fost la masa de Paști. Un an important, un an frumos, în care poate mai mult ca niciodată, e important să fim împreună, să ne simțim uniți, în primul rând pornind din familiile noastre. Vă dorim toate cele bune, să aveți zile senine, un an bun, minunat, cu cei dragi aproape și vă rog să-mi permite să mulțumesc celor care ne-au fost aproape în realizarea programului de astăzi, ediției speciale la masa de Paști. Așadar, aplauze pentru gazdele noastre, Kerhanaua Ancora, mulțumim foarte mult, Boromir și cofetăriei Claus, mulțumim mult. Eu sunt Iuliana Tudor, vă spun încă o dată, Hristos a înviat, să aveți zile de Paști frumoase și viață frumoasă în continuare. Toate cele bune!